Cu ocazia Zilei Protecției Civile, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a organizat astăzi, 28 februarie, începând cu ora 9:45, în toate școlile din județ, un exercițiu de alarmare în caz de cutremur, care a durat 15 minute. În data 28 februarie 2017, cu ocazia Zilei Protecției Civile, va avea loc un exercițiu pentru situații de urgență cu tema activitatea personalului didactic și a elevilor din județul Neamț pe timpuri și imediat după producerea unui cutremur. Scopul acestui exercițiu este pregătirea personalului didactic pentru a conduce aplicarea regulilor de comportare și a măsurilor de protecție pe timpuri și imediat după producerea unui cutremur, reamintirea semnalelor alarmă la dezastre și încetarea alarmei. Ca și probleme de învățat, în urma acestui exercițiu este activitatea personalului didactic și a celui auxiliar pe timpul și imediat după producerea unui cutremur, reguli de comportare pe timpul și imediat după producerea unui cutremur, însușirea unor procedee simple de transport a răniților și semnalele alarmă la dezastre și încetarea alarmei. Durata exercițiului va fi de 15 minute. Autoritățile locale sunt și ele implicate prin serviciile proprii de gestionare a situațiilor de urgență la organizarea acestor exerciții de alarmare. O altă activitate pentru această săptămână se referă la Ziua Protecției Civile, ocazie cu care mâine, 28 februarie, va avea loc un exercițiu de evacuare pentru simularea situației producerii unui cutremur în unitățile școlare din municipiul Roman. Exercițiul va avea loc între orele 9:45, 10 și 15. Pe timpul exercițiului se vor acționa mijloacele de alarmare astfel. La orele 9:45 cu sirene electrice se introduce semnalul alarmă la dezastre, care se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu o pauză de 10 secunde între ele. Iar la orele 10, cu sirenele electrice, se introduce semnalul încetarea alarmei, care constă dintr-un sunet continuu cu durata de 2 minute. Chiar și în cursul zilei de azi, probabil ați auzit sirena, a fost vorba de un test efectuat la solicitarea celor de la ISU pentru a vedea timpul în care semnalul ajunge la dispeceratul ISU. Astăzi, 28 februarie, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență organizează în toate unitățile sale o zi a porților deschise. Cei interesați, respectiv grupurile de elevi sau de cetățeni, pot vizita la Roman detașamentul pentru situații de urgență de pe strada Ștefan cel Mare, lângă sediul companiei APA Serv.